dimineața, sunt profesor Roxana Goga, predau la Colegiul Sfântul Sava. Pentru astăzi avem o lecție foarte drăguță de prezentat pentru clasa 8-a și anume funcția liniară. În cadrul acestei lecții vom reprezenta funcția liniară și vom determina intersecțiile cu axele de coordonate în sistemul cartezian pentru funcțiile liniare de forma ax plus b cu a și b, două numere reale date, sunt posibile următoarele situații. Dacă a este 0, atunci funcția este o funcție constantă, f de x egal cu b, și graficul său va fi o paralelă la axa absciselor ox. Dacă a diferit de 0, atunci funcția va fi o funcție de gradul 1, ax plus b, și graficul său va fi o dreaptă. În cazul în care f de x este 4, va fi o funcție constantă, iar graficul său va fi o paralelă la axa ox prin punctul de coordonate 0 și 4. Dacă f de x este în felul acesta, o funcție de gradul 1, unde a, coeficientul lui x este 1,5, iar termenul liber, cum zicem noi, este b, 0,75. În cazul în care funcția este f de x minus 2x, este o funcție de gradul 1, cu a egal cu minus 2 și b egal cu 0, observați că nu avem termenul b, această funcție va fi o dreaptă care va trece prin originea sistemului de axe. Ca un contraexemplu, putem să dăm în felul următor, și anume funcția f definită pe o mulțime finită, 1, 2, 3, cu valori iner, f de x egal cu 2x plus 1. Nu putem să spunem că este o funcție liniară, deoarece domeniul de definiție nu este R. Așadar, graficul său va fi format din 3 puncte. F de 1, f de 2, f de 3 va fi imaginea funcției și f de x va fi 2x plus 1, legea de corespondență. La problema 2, sau exemplul 2, cum este definit aici, f definit pe r cu valori iner, funcția aceasta este o funcție definită pe ramuri. Așadar, expresia f de x nu este aceeași pentru toate elementele domeniului. Ce reprezintă graficul funcției ax plus b, adică graficul funcției liniare? Pentru orice funcție de forma aceasta, unde a diferit de 0, bineînțeles, graficul funcției îl notăm cu g indice f, și este mulțimea punctelor din plan, care de fapt acest grafic reprezintă o submulțime a produsului cartezian r or r, adică planul este r or r, așa îl gândim noi, și este mulțimea punctelor x f de x, pentru care sigur f de x este definită în felul acesta ax plus b. Mulțimea punctelor cu abscisa x și ordonata y, unde f de x egal cu y, adică y egal cu ax plus b, reprezintă graficul funcției. Dacă un punct este p de coordonate x și y, aparține graficului unei funcții, spunem că valoarea funcției în abscisa punctului, adică f de x, este egală cu ordonata punctului, adică y. F de x egal cu ax plus b. Și vom scrie y egal cu ax plus b. Reprezentarea geometrică a graficului este mulțimea tuturor punctelor din plan raportate la sistemul cartezian x or y, de coordonate xy cu y ax plus b, se numește reprezentarea geometrică a graficului funcției f de x. Graficul unei funcții f de forma aceasta este o dreaptă. Pentru a determina graficul funcției, avem nevoie de două puncte. De fapt, minim două puncte, spunem noi. Dacă funcția este o funcție constantă, ce am spus mai devreme este că ea va fi o paralelă prin acest punct de coordonate c mic și 0 la axa OX. După cum bine știm, axa OX este axa absciselor, iar axa OY este axa ordonatelor. Pentru a reprezenta graficul funcției liniare,
repet, avem nevoie sau este necesar să reprezentăm două puncte distincte, care, bineînțeles, aparțin graficului funcției. În foarte multe situații este avantajos ca aceste două puncte să fie chiar punctele de intersecție cu axele de coordonate. Și ne gândim cum să le determinăm. Așadar, intersecția graficului cu axa OY va fi un punct, da, pe care îl determinăm în felul următor. Toate punctele de pe axa OY, adică de pe axa ordonatelor, au abscisa 0. Așadar, vom lua x egal cu 0. Și vom avea punctul A de coordonate 0 și Y. Cine va fi acest punct? Atunci când iau x egal cu 0, acest AX va fi 0 și va rămâne Y egal cu B. Așadar, graficul funcției intersectat cu axa ordonatelor OY va fi punctul A de coordonate 0 și B. Intersecția graficului cu axa abscisele va fi un punct care va avea ordonata 0. De ce? Pentru că toate punctele de pe axa OX au ordonata 0. Trebuie să determinăm abscisa punctului. În cazul în care funcția este liniară, de forma AX plus B egal cu 0, înseamnă că ordonata este 0 și determinăm abscisa punctului B, adică X. Dacă rezolvăm această ecuație, vom trece pe B în partea dreaptă și vom avea AX egal cu minus B, așadar X va fi minus B supra A. Iar punctul de intersecție dintre graficul funcției și axa OX va fi punctul B de coordonate minus B supra A și 0. Dacă vom determina cele două puncte și le vom reprezenta în plan, în sistemul cartezian XOY, vom uni aceste două puncte și vom determina graficul funcției. Graficul funcției liniare este o dreaptă. Acum, ca exemplu, avem funcția liniară definită pe R cu valori în R. F de x egal cu x plus 3, așadar legea de corespondență este x plus 3 și ne propunem să reprezentăm în plan graficul acestei funcții liniare. Cum am spus, graficul funcției liniare intersectat cu axa abscisele va fi punctul A de coordonate nu știu, adică abscisa nu o știu, dar ordonata va fi întotdeauna 0. Cum găsim abscisa? Păi, rezolvând ecuația f de x egal cu 0, deoarece ordonata este 0. Și trebuie să determinăm punctul x egal cu minus b supra a. Putem să-l scriem direct, dar pentru a-l determina, rezolvăm ecuația f de x egal cu 0, care înseamnă x plus 3 egal cu 0, îl trec pe 3 în partea dreaptă cu semn schimbat și voi avea x egal cu minus 3. În felul acesta am determinat punctul de intersecție cu axa OX, și anume A de coordonate minus 3 și 0. Minus 3 va fi pe axa OX, deci în partea stângă, de la 0 în partea stângă 3 unități, minus 1, minus 2, minus 3, și 0, deci aici va fi punctul A. Ne mai trebuie un punct pentru a desena dreapta sau graficul funcției liniare. De recomandat este să luăm acel punct de intersecție cu axa ordonatelor, OY. Problema este cum îl determinăm și anume ne gândim, iarăși repetăm faptul că orice punct de pe axa ordonatelor are ordonata, să zic, Y, deci nu știu care, dar întotdeauna abscisa este 0. Așadar, pentru a determina punctul B, care reprezintă intersecția graficului cu axa ordonatelor, ne propunem să calculăm valoarea funcției în 0.
și anume f de 0 egal cu 0 plus 3, adică 3. Și astfel am determinat ordonata punctului B. În acest caz avem două puncte, A și B. După ce le reprezentăm în plan, în reperul XOY, da? Punctul B va fi reprezentat în felul acesta, și anume abscisa va fi 0 și ordonata 3, 1, 2, 3, și îl vom poziționa pe axa OY. Avem punctul A pe axa OX și unind punctele A cu B, determinăm graficul funcției date. Un alt exercițiu este să considerăm funcția f definit pe R cu valor iner, f de x egal cu radical din 3x minus radical din 3. În cazul acesta, radical din 3 este un număr irațional, dar funcția aceasta este tot o funcție liniară. Ce cerință avem este să determinăm coordonatele punctului de intersecție ale graficului funcției f cu axa abscisele, adică cu OX. Da? La punctul B avem determinați coordonatele punctului de intersecție al graficului funcției f cu axa ordonatelor. Ca în exemplul precedent, vom scrie cine este punctul dintre graficul funcției și axa OX, adică intersecția graficului cu axa OX. Va fi un punct, de asemenea, care va avea ordonata 0. Și atunci vom calcula f de x egal cu 0 și vom determina valoarea lui x din ecuația aceasta. Adică, practic, vom trece pe acesta radical din 3 în partea dreaptă și vom avea ecuația radical din 3 ori x egal cu radical din 3. Se va simplifica cu radical din 3 și vom obține x egal cu 1. Așadar, vom găsi punctul A de coordonate 1 și 0, care reprezintă punctul de intersecție dintre graficul funcției și axa OX. La punctul B, cerința este să se determine punctul de intersecție dintre graficul funcției și axa OY, adică axa ordonatelor. Acest punct, de asemenea, va avea întotdeauna abscisa 0, deoarece se află pe axa ordonatelor, și este foarte ușor să calculăm f de 0. Adică din ecuația funcției vom înlocui x cu 0 și vom calcula f de 0 egal cu y, așadar y va fi minus 3. Deoarece radical din 3 ori 0 va fi 0, se va anula și va rămâne minus radical din 3. În felul acesta am determinat punctul B de coordonate 0 și minus radical din 3, care este punctul de intersecție dintre graficul funcției și axa OY, adică axa ordonatelor. La problema 2 vom avea o funcție unde B este o variabilă. Deci funcția liniară definită prin f de x egal cu 2x plus B și va trebui să determinăm această valoare a lui B. Așadar, determinați valoarea lui B știind că graficul funcției f intersectează axa abscisele în punctul de coordonate 2 și 0. La punctul B, determinați valoarea lui B, știind că graficul funcției f intersectează axa ordonatelor în punctul de coordonate 0 și minus 5. Dacă graficul funcției intersectează axa abscisele în acest punct, atunci vom calcula valoarea funcției în 2, care va fi 0. 2 înmulțit cu 2, 4, plus B egal cu 0. Și vom determina B egal cu minus 4. Dacă graficul funcției intersectează axa abscisele în punctul de coordonate 0 și 5, vom calcula foarte simplu f de 0, care va fi 2 înmulțit cu 0 plus B, ceea ce ne va da B egal cu minus 5. În acest exemplu, avem o funcție f definită pe R cu valori în R, al cărei grafic trece prin două puncte. Așadar, funcția sau legea de corespondență nu o cunoaștem. Dar cunoaștem faptul că A și B se află pe graficul acestei funcții.
ne amintim când un punct se află pe graficul unei funcții. Când valoarea funcției în abscisa punctului egal cu ordonata punctului. Așadar, punctul A de coordonate 3 și 0 aparține graficului unei funcții dacă valoarea funcției în abscisa punctului egală cu ordonata punctului, adică f de 3 egal cu 0, ceea ce înseamnă 3a plus b egal cu 0. Prima ecuație am determinat-o. Dacă punctul B aparține graficului funcției, înseamnă că B de abscisă 0 și ordonată minus 4 va aparține graficului funcției f dacă valoarea funcției în abscisa punctului, adică în 0, este minus 4. Și vom înlocui în ecuația funcției f de x egal cu ax plus b, unde nu știu cine este a și nu știu cine este b, trebuie să le determin, obțin f de 0, care este a ori 0 plus b, adică b, egal cu minus 4. Din aceste două ecuații, voi înlocui b minus 4 în prima ecuație și voi determina variabila a. 3a minus 4 egal 0, deci a va fi 4 supra 3. Așadar, dacă l-am determinat pe B, care este minus 4, și pe A, care este 4 supra 3, voi merge în legea de corespondență f de x egal cu ax plus B și voi înlocui aceste valori. Și funcția va fi 4 supra 3x minus 4. Din cele 4 exemple, voi alege pe cel corect. Și anume, dacă observăm, cel corect este 4 supra 3x minus 4, adică D. E bine de reținut faptul că pentru a reprezenta graficul unei funcții liniare avem nevoie sau este necesar să reprezentăm în plan două puncte, deoarece dreapta trece prin două puncte sau pentru a desena o dreaptă avem nevoie de două puncte distincte din plan. Așadar, în cazul acesta, când funcția liniară era definită pe R cu valori în R, definită prin legea de corespondență f de x egal cu ax plus b, unde a este diferit de 0 și cele două, a și b, coeficientul lui x și termenul liber, sunt numere reale. Reținem lucrul acesta. Ținem minte că punctul A de coordonate XA, YA și punctul B de coordonate XB, YB. Putem să le luăm la întâmplare, aceste două puncte, pur și simplu, și să înlocuim abscisa, adică dacă punctul A aparține graficului funcției F, înseamnă că valoarea funcției în abscisa punctului este egală cu ordonata punctului. Sau, dacă punctul B aparține graficului funcției f, atunci valoarea funcției în abscisa punctului B va fi egală cu ordonata punctului B. Deci e necesar să avem două puncte la întâmplare și să înlocuim în această ecuație f de x egal cu ax plus b și să determinăm cele două puncte. Pentru a reprezenta grafic, bineînțeles, ne gândim că în sistemul de coordonate x o y vom avea cele două puncte reprezentate în felul următor. Pe axa OX vom lua XA, deci aceasta va fi abscisa punctului A, iar pe axa OY vom lua ordonata punctului A. Și ducând paralele la axele de coordonate, vom determina punctul A. Apoi, vom considera XB, după ce calculez, pe axa OX și YB pe axa OY. Vom avea punctul B de coordonate XB, YB. Putem pur și simplu să le unim și determinăm graficul funcției liniare. Sau, cum am explicat în lecția aceasta,
procedăm în felul următor. Vom determina punctul de intersecție cu axa abscisele, punctul acesta, și anume graficul funcției intersectat cu OX va fi, să zic, un punct M de coordonate. Cine va fi abscisa? O vom determina, XM, dar ordonata va fi mereu 0. Și vom determina abscisa XM din ecuația F de XM egal cu 0. Așadar, XM va fi AXM plus B, da? AXM plus B egal cu 0, deci XM va fi minus B supra. Al doilea punct, bineînțeles, îl reprezentăm în plan și îl determinăm prin intersecția graficului funcției cu axa ordonatelor. Așadar, graficul funcției intersectat cu axa ordonatelor, OY, va fi un punct N de coordonate 0 și YM. YN. Da? Că l-am notat N. Va fi întotdeauna abscisa 0, iar ordonata o vom determina înlocuind X egal cu 0 în ecuația funcției, așadar F de 0, cum va fi? F de 0 va fi A înmulțit cu 0 plus B și va fi egal cu B. Această ordonată, YM, va fi B. Deci YN egal cu B. Și dacă avem cele două puncte M și N, de asemenea, vom uni M cu N și vom desena graficul funcției. Această dreaptă va fi graficul funcției liniare AX plus B. Avem două posibilități. Alegem două puncte la întâmplare sau facem intersecțiile cu axele de coordonate și identificăm punctele de pe axele de coordonate OX și OY. Sper ca să vă fie util pentru examenul de evaluare națională. La revedere!